oamenilor, dacă mergem la mare, nu mergem doar cu imagini așa de sus, ci ne și apropiem de vedete, pentru că suntem la Venus. Colega noastră, Oana Pascaru, se află alături. Ia uite, doamnelor și domnilor, Piscinuță, treburi, chestii, socotel, răsfăți cu Simona, Ioana, cine știe, poate o fi și Anastasia. Să vedem ce fac la mare doamnele Dichiseanu. Bună ziua! Bun găsit, Cristi, bun găsit tuturor. Într-adevăr, cum spuneai și tu, mă aflu, iată, de această dată la, în stațiunea Venus, ieri la Mamaia, peste o oră o să vedeți că o să ajungem în Eforie Nord, o să vă ținem la curent cu toate detaliile ce fac vedetele pe litoral românesc. Ei bine, de această dată, iată că ne-am întâlnit în stațiunea Venus cu nimeni alta decât Simona și Ioana Dichiseanu, două prezențe extrem de cochete și elegante. Doamnelor, eu mă așteptam să fiți la plajă, nu? Voi ce faceți, munciți? Păi la ora asta nu e recomandat să stăm la plajă, nu? Că îmbătrânește pielea. Oana știe mai bine, nu? Da, Cristi, te salutăm și ia-o pe Oana și ia-l pe Tudor și haideți aici la mare, la soare. Mulțumim, Simona, așa munciți, o să facem. Da, noi aici am venit cu un scop foarte bine definit și între timp ne și relaxăm. Ziua ne relaxăm și seara cântăm. Ioana, cum este? Ai adus-o și pe Anastasia. Poate să muncească așa mult? Ea, nu știu, o obișnuiești cu programul acesta de artist? Păi ei îi place, ea este corpul de balet, glumim de fiecare dată că ei îi place să danseze. Când mama cântă, la melodiile mele nu prea poate să danseze, dar când mama cântă este senzație, toată lumea o filmează și este balerina noastră. Anastasia, îți place la mare? Da. Ai stat la plajă, te-ai bălăcit în piscină? Da, piscină. Am să-l rog pe colegul meu să vă arate în minutele care urmează cât de frumos este aici, o piscină foarte frumoasă. Este un loc minunat în Venus și cred că toată lumea cunoaște acest loc plin de flori. Este un rai aici, e superb, într-adevăr. Da. E o plăcere, e o plăcere să stai aici, indiferent că arde soarele sau nu. La micul dejun, cel puțin, avem colțul nostru, masa noastră și mergem și ne privim marea și ne încărcăm bateriile, n-ai cum. Chiar să știi că de câte ori vine Ioana aici, e plăcerea ei să servească micul dejun. Pentru mine nu, eu aș vrea să mai dorm dimineața, să nu mă trezesc la micul dejun. Și așa eu nu mănânc dimineața. Știu că vin cu ele, că lor le face plăcere și să le țin companie și stau alături de ele. Știu că aveți o relație foarte specială cu fica dumneavoastră. Sunteți îmbrăcate în roz, vă asortați acum? De obicei încercăm să ne asortăm. Sigur. Imaginea contează mult pentru un artist? Cred că da, contează, dar nu este totul. Contează imaginea, nu poți să ieși oricum din casă, trebuie să ai grijă de tine, dar cred că oricum ar fi, o femeie în general trebuie să aibă grijă de ea, indiferent de faptul dacă că este artist sau nu. Și atunci trebuie să avem grijă de noi. Dar da, dacă ești artist, oamenii te privesc altfel și ochiul e mai critic. Atunci când mergeți la cumpărături, cum faceți? Vă consultați una pe alta? Vă cereți părerea sau cum se întâmplă? Se întâmplă destul de des, dar în ultima vreme eu cumpărăturile le fac online. Absolut orice eu cumpăr online, pe mine au început să mă plictisească, sinceră să fiu, cumpărăturile. Deci mă obosesc. Pe mine nu mă plictisesc cumpărăturile, mie îmi face plăcere. Mai ales că având o ocupație toată ziua, asta îmi place, să am o ocupație. Dacă nu am altceva de făcut, îmi place să mă duc, să mă plimb, e o mișcare. Ce rochițe îți plac? Ce culori îți plac? Roz. Roz? La fel ca mami, nu? Nu, ca bunii. Ca bunii. Ca bunii. Dar ai niște ochelari foarte frumoși de soare. Cine ți-ai ales? De unde te-ai inspirat tu așa? Era. Cred că i-a găsit mami prin rucsăcelul ei, că ea ar fi vrut alții și pe ăștia i-am luat așa în fugă. I-am spus, erau frumos să stai și tu cu ochelari. Da. Ești foarte cochetă, picior peste picior. Mulțumesc. Vrei să devii cântăreață? Da.
Ia uzi, Ioana. Știi ce ne-a spus azi dimineața la micul dejun? O întreba colegul nostru, George Rotaru, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Păi vreau să mă fac polițistă, vreau să mă fac artistă și medic veterinar. Zic, una din astea trebuie să alegi, că nu se poate să le faci pe toate odată, George zice. Ba da, poate să fie polițistă, iese la pensie și după aia cântă. Da. Dimineața am înțeles ce faceți la mare, dar după amiaza, până vă pregătiți de spectacole, cum petreceți timpul? După amiaza, fetele ies și se bălăcesc în piscină. Stau și eu cu ele. Avem și salvamarul aici care le păzește și am toată încrederea, dar mai stau cu ele pentru că nu știi niciodată, viața asta e cu surprizele ei și atunci îmi place să-mi petrec cât mai mult timpul alături de ele. Apoi mergem în cameră și ne pregătim de spectacol. Ne dichisim. Apropo de dichisit. Adevărul e că ne ia cam mult să ne dichisim. Da, apropo de dichisit. Apropo de dichisit, vroiam să vorbesc cu Simona, pentru că știu că lui Dichi, apropo de dichiseanu, îi plăcea foarte mult marea. Era un om al mării, bronzat, arăta ca un, ca un erou al mării, ca să zic așa. Sau cu tine, Ioana, nu știu exact cine are așa comunicare. Așa este. Eu, Cristi, Ioana sunt. Da, da, te rog. Nu știam cine are comunicarea în ureche, da, de asta am spus. Da, așa este. Cum era cu el la mare? Da, da, eu dețin, Cristi, control, eu sunt. Mă gândeam eu. Glumesc, da, tata era omul mării. Și îi semăn. Mama e cu muntele, mama nu prea e cu marea, mama se ferește și de mare, ea nici nu știe să înoate. Și atunci preferă muntele, e mai, îi place și iarna mai mult, da. Eu semăn cu tata, 99,99% semăn cu tata. Doamna Dichiseanu a întrebat, Cristi, ce amintiri vă leagă de regretatul actor, de la mare mai ales? O, Doamne, avem atât de multe amintiri, cum, da, veneam din 1990, am venit aici la mare, la Mangalia, la tratament, el făcea tratament, 17 ani, veneam, an de an, de când avea Ioana 3 anișori și, uite, așa a crescut, 17 ani, noi mergeam pe plajă și Dichi se ducea la tratament, stătea pe balcon, îi plăcea, vorbea cu marea singur, stătea singur acolo pe balcon și vorbea cu marea. Anastasia, ți-e dor de bunicul? Foarte dor. Ultima dată când ai fost la mare, ce ți-amintești, ce amintire ai în inimioara ta acolo? Nu cred că are. Era foarte mică atunci când am fost la mare în vacanță și cu tata și apoi a intervenit pandemia și nu prea. Profesora la mine. Cred că atunci a fost ultima oară. Era ziua mea și mi-au făcut surpriză când am aici. Și ei stăteau la alt hotel pentru că se pregăteau să plece în Istanbul. Și le-a zis Dichi așa dintr-o dată, hai să mergem la Simona, hai, urcați-vă, mergem, luăm trăsură și mergem la Simona. Cu Amira eram și a spus tata, hai domne, cât mai avem, hai, nu ne culcăm, nu dormim, ia să luăm noi, ne urcăm în trăsură și mergem, îi facem surpriză lui Bubu. Și exact când cânta ea, am ajuns în fața hotelului. S-au înșirat toți aici pe scară și când i-am văzut, am avut niște emoții. Sunteți foarte răsfățate de domn, nu? Dragile da. Mele. Ia uitați cine a apărut, doamnelor și domnilor. Dimineața. Jorginho do Brasil. Am lipsit. Bună ziua. Nu puteam lipsi de la acest eveniment, la acest show. Salutăm pe toată lumea. Am venit cu Mădălin, colegul nostru, pentru prințesele noastre Mădălin din această... Eu așa le răsfăț. Așa ne răsfață. Așa ne răsfață George Rotaru, colegul nostru, și noi spunem Jorginho do Brasil, că uite cum se îmbracă, exact ca un brazilian. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, că ați venit la casa noastră, cum se spune. Mădălin este șeful de sală, uite, un fresh din partea casei, sigur că da. Domnule Rotaru, văd că sunteți foarte atent cu colegele dumneavoastră de breaslă.
facem și un duet, da. Să știți, avem un duet, am un duet cu Simona, extraordinar. Tararara, așa încep. Tararara, ta, tararara. Drag de marea mea se cheamă, cu piesa asta începem show-ul. O mai cântăm o dată în mijlocul, show-ul nostru ține 3 ore și ne bucurăm foarte mult, special eu, că Ioana s-a alăturat nouă, cu fado, cu sensibilitatea ei, cu parfumul ei extraordinar. Ce frumos, mulțumesc, George! Eu vă invit să ne cântați ceva, o strofă, dacă se poate, nu? Vara asta, vara asta, să ne aprindă dragostea. Vara asta e cum vrea ea, este drag de marea mea. Vara asta, vara asta, să ne aprindă dragostea. Vara asta e cum vrea ea, este drag de marea mea. Vara asta e cum vrea ea, este drag de marea mea. Și ea spune așa, cum e... Acum nu, direct. După ce cântăm piesa, ce doamnelor și domnilor, spune. Da, doamnelor și domnilor, bine ați venit la terasa. N-avem voie să dăm nume din Venus. Și vă dorim o vară călduroasă și o seară minunată. La cea mai elegantă și distinsă locație de pe litoral. Cred că Florile spun totul. Florile spun totul. Mulțumim mult că ne-ați primit în casa voastră de la mare. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm la mare. Cristi, te așteptăm la un fresh, la o cafea, la o piscină, la un vinișor, la ce vrei tu. Dacă cam a zis de vinișor, Cristi, parcă am venit. Și domnilor. Da, vinișor, închetișor, venim și noi, pac, doamnelor, sunteți absolut adorabile, Simona, Ioana, Anastasia, mulțumim, domnul Rotaru, sunteți ca de obicei efervescent, să fiți bine, să aveți o vară frumoasă, vă pupăm, mergem acum către Ioana, care a auzit apelul Simonei și vorbește chiar acum cu un super specialist, ca să știți exact ce trebuie să faceți în vara asta. Ioana